poți utiliza kitul de umflare pentru a repara un pneu deteriorat. Cât timp pneul nu are pene pe flanc, iar acestea nu depășesc 4 mm. Înainte de a efectua reparația, parchează vehiculul departe de trafic. Aprinde luminile de avarie și nu uita să aplici frâna de parcare. Dacă parchezi pe marginea carosabilului, folosește triunghiul de avertizare pentru a-ți face cunoscută prezența celorlalți participanți la trafic. Kitul de reparație se află în portbagajul vehiculului. Mai întâi, conectează sau înșurubează conducta compresorului pe butelie. În funcție de vehicul, conectează sau înșurubează butelia pe compresor. În continuare, racordează conectorul flaconului de umflare la ventilul de pe roată. Apoi introduc conductorul de alimentare în priza pentru accesorii. Pornește motorul, apoi pornește compresorul pentru a atinge valoarea dorită a presiunii. Dacă este necesar, controlează ghidul referitor la presiunea pneului de pe cadrul ușii șoferului. Dacă presiunea minimă nu reușește să atingă valoarea de 1,8 bar după 15 minute, reparația nu este posibilă. În acest caz, contactează un reprezentant al mărcii. Dacă, pe de altă parte, presiunea recomandată a fost depășită, apasă acest buton pentru a o reduce. După finalizarea reparației, condu aproximativ 3 km, cu viteză mai mică de 60 de km pe oră, pentru ca produsul să fie distribuit uniform în pneu. Apoi oprește și verifică presiunea. Reține că presiunea pneurilor trebuie verificată doar atunci când acestea sunt reci. Dacă presiunea este mai mare de 1,3 bar, dar sub valoarea recomandată, reajustează-o cu kitul de reparație.